Șase școli de învățământ din Alba sunt propuse spre desfințare, alte circa 30 ar putea fi închise din cauza numărului mic de elevi și toate, atenție, sunt din mediul rural și nu au planuri de școlarizare. Inspectorul școlar general din Alba a declarat recent în cadrul unei conferințe de presă că dacă nu se modifică situația până în toamnă, școlile vor fi închise și vor putea fi redeschise când vor exista suficienți elevi. De asemenea, în cazul celor șase unități de învățământ, s-a propus deja desfințarea lor de către primării, începând cu anul școlar 2018-2019 din același motiv. Nu s-a pus și nu se va pune niciodată problema desfințării unităților de învățământ de către Inspectoratul Școlar Județean Alba în mod nelegal și nu va avea loc nicio concediere a cadrelor didactice sau a personalului nedidactic sau didactic auxiliar, a dat asigurări același inspector școlar general. Cauzele sunt știute și recunoscute de administratorii județului. Depopularizarea satelor, scăderea familiilor tinere și acest lucru se reflectă și în numărul de elevi sau preșcolari. Cât despre soluții, pentru moment nici nu se poate pune problema în contextul în care oficial, pe toate canalele media și pe la colțurile instituțiilor, administrația se laudă cu importanța ruralului și implicit a agriculturii.